sub pretextul unei așa zise nunți, o logodnă, practic, de la 25 de ani de la căsătorie, exact nu se știe, ori este logodnă, ori este o petrecere la 25 de ani de la căsătorie, se ține de fapt o altă nuntă între doi minori. Petrecăreții susțin însă că nunta este cât se poate de reală. Au mers și la biserică și la primărie. Zic cu ce ești îmbrăcat, nașii, nașii de... E, cu un costum cum a fost fotbalistul acum, așa? Macar aproximativ. Eva m-a avut prezență la roce. Așa? L-am pus la bani mai mulți, să-mi aroge mai frumoasă, să fiu mai frumos. Poliția și reprezentantul romilor din prefectura Galați nu au găsit nereguli. Au mers acolo pentru că, în urmă cu 2 săptămâni, în fața acelorași petrecăreți, 2 copii de 7, respectiv 8 ani, au fost miri. Cei care au reclamat petrecerea spun că, până la sfârșitul anului, la Ivești vor avea loc 16 căsătorii între copii.